fie cea mai mare poruncă din lege. Deci mulți dintre noi suntem cei care ne-am dat această întrebare și cu toate acestea vedem că nu suntem unici care avem această întrebare. Fiindcă, până la urmă, vrem să moștenim ceea ce a dat Dumnezeu, adică împărăția Sa. Și de aceea încercăm ca prin diferite modalități să găsim cheia succesului nostru duhovnicesc, așa să spunem, prin care să ajungem mai ușor la mântuire. Deci, cuvântul ispititor pe care îl dă unul din învățători ai legii față de Mântuitorul, ispititor, adică dorește undeva să-l prindă la cuvânt dacă ceva nu va spune după mesajul Torei pe care îl învăța el. Și totodată, nu doar aici îl vedem pe acest învățător al legii, fiindcă a mai fost moment când tot el a venit către Mântuitorul și l-a întrebat ce să fac ca să moștenesc viața veșnică. Iarăși, prin încălcirea cuvintelor, el a încercat ca să-și dau un răspuns pentru el. Și atunci Mântuitorul, care fiecare dată fiind cel care le cunoaște pe toate, îl întreabă pe el înapoi. Dar ce spune legea? Cum citești? Care este învățătura pe care o predici tu oamenilor celor care vin ca să te asculte? Și atunci acest învățător al legii spune cele 10 porunci și învățăturile pe care le are, prin aceasta arătând că cunoaște legea, și atunci Mântuitorul îi răspunde: faci asta și vei fi viu. Vedem pe altcineva care iarăși se apropie de Mântuitorul, un tânăr elegant, învățat, cunoscător al legii, cel care vine către Mântuitorul și îl întreabă: învățătorule bun, iarăși despre același lucru, ce să fac ca să moștenesc acea împărăție veșnică? Și atunci Mântuitorul îl întreabă pe el despre cum își duce el viața și iarăși poruncile. Și atunci el spune că toate acestea din pruncia mea le țin. Deci este foarte dârz la cei ce îl învață pe el legea. Cei ce cu puțin putem spune ce facem noi după legea pe care o avem noi în Biserica noastră Ortodoxă și cei ce ne învață pe noi Biserica. Și totuși atunci Mântuitorul, ca să vadă că tot ceea ce face El se rezumă la zero, deci o face ad litera sau o face pur și simplu că o cere legea, dar nu că vine din sufletul Lui, și spune că lasă-te de bogățiile pe care le ai și urmează mie. Nu s-a referit doar la ceea ce noi astăzi numim transport frumos, case, bani și așa mai departe. Deci o bogăție pentru fiecare dintre noi putem să socotim și alte lucruri, precum ar fi sănătate. Este o bogăție extraordinară pentru cei care o au. Cum ar fi tinerețea, cum ar fi fecioria, precum ar fi frumusețea chipului pe care unii dintre noi se laudă și pozează și fac, se uită în oglindă sau încearcă să se readmire pe sine cât de frumos este el, neînțelegând că această frumusețe i-a dat Dumnezeu. Deci, un om care vrea să urmeze lui Hristos trebuie să scape de ceea ce îl ține pe el mai mult de această lume, de aceste bogății lăuntrice sau vizuale, și lăsându-se de ele, deci lăsându-se de starea lui socială pe care o avea acel tânăr, de starea lui materială și de toate celelalte de care el era lipit, și fiindcă nu a acceptat să urmeze lui Hristos,
vedem că și-a pierdut sufletul său. Starea lăuntrică de curățire pe care o are omul sau sinele pe care noi trebuie să lăsăm și să urmăm pe Hristos, este schimbarea noastră lăuntrică. De aceea și cea mai mare poruncă este să-L iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu tot cugetul tău, din toată inima ta, în tot sufletul tău. Deci această iubire vine din cuget. Îl înțelegem cine este Dumnezeu. Și ce a dat Dumnezeu din iubirea sa față de noi cel mai mult? Și Scriptura ne răspunde la acest lucru. L-a dat pe unicul său fiu, ca să vină și să ne răspundă pe noi prin moarte. Deci dragostea cea mai mare pe care a arătat-o Dumnezeu față de umanitate nu a fost crearea noastră, dar și lăsarea noastră cumva de izbește în această lume ca să trăim cum dorim noi. Ci l-a dat pe unicul său fiu, care este Dumnezeu, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, și care a venit prin cruce ca să se jertfească și să se răscumpere. De aceea Hristos îi întreabă pe acești evrei care au venit să-L ispitească. Cine este Hristos? Ce spune legea despre Cel pe care voi atât de mult Îl mărturisiți și Îl învățați? Și atunci ei spun că este doar Fiul lui David. Deci arată că neglijează dumnezeirea din Mesia, neglijează forma Lui autentică pe care trebuie să ne-o redea nouă, adică dumnezeirea. S-a făcut un sondaj în Ierusalim pentru oamenii care sunt evrei și care în învățătura lor tăgăduiesc deja venirea lui Hristos. Și atunci îi întreabă pe ei: voi credeți în Mesia? Sigur, Tora ne învață acest lucru. Ce mărturisește Scriptura despre Cel care trebuie să vină? Și fiecare cunosc pasaje din legea veche care vorbesc despre momentele cruciale prin care trebuie să treacă Mesia. Este și răscumpărarea, și batjocorirea, și crucificarea Lui. Ca până la urmă se dea o întrebare. Voi, în istoria umanității, ați auzit de așa o persoană care a trecut prin toate aceste lucruri? Și ei spun nu. Nu a fost încă nimeni. Și atunci urmează altă întrebare. Voi de Iisus Hristos ați auzit? Personalitatea umană care a trăit, așa să spunem deja după cum s-a socotit, în anul 866 de la întemeierea Romei, sau anul 1 de la Hristos încoace. Deci este o personalitate care, prin învățătura sa, a putut să schimbe gândirea umanității, propovăduind tuturor dragostea. Și a spus un lucru. Doar cei care iubesc și împărtășesc iubirea sunt urmașii mei. Nu altcineva. Nu cei care vin cu sabie. Nu cei care vin cu ură. Nu cei care vin ca să distrugă dragostea sau relația prietenească între oameni. Și atunci oamenii își aduc aminte undeva din altă parte, dar nu din istorie. Deci poporul evreu i s-a scos această parte foarte importantă, istorică a umanității, că a existat o persoană în Ierusalim care a spus că voi distruge acest templu și în 3 zile îl voi reconstrui. Deci este vorba despre trupul nostru uman, care a fost adus în fața lui Dumnezeu Tatăl, a fost schimbat anume ca să poată să se întâlnească cu Dumnezeu fără ca să se piardă. Fiindcă Scriptura spune că nimeni poate, nu poate să-L vadă pe Dumnezeu și să fie viu. Deci, această aducere noastră în fața lui Dumnezeu este schimbarea noastră. De aceea, ei și astăzi își pun unele întrebări asemenea ca acești oameni care L-au ispitit pe Hristos
care cunoșteau foarte bine legea, care cunoșteau foarte bine ce au de făcut, dar nu puteau ca să-și schimbe sufletul. Chiar dacă în cugetul nostru înțelegem toate lucrurile care sunt, relația dintre noastre cu Dumnezeu, totuși este mai greu de a-L aduce pe Dumnezeu în inima noastră, de a avea posibilitatea de a ne ruga neîncetat, de a spune în rugăciunea isihastă, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește din păcătosul sau păcătoasa, stări duhovnicești prin care oamenii au ajuns, le-au mărturisit și ei sunt cei care sunt pe pereții bisericii noastre astăzi, ca modele după care trebuie să urmăm. Și cu atât mai greu este să ajungem la această relație de dragoste sufletească. Fiindcă, ca să ajungem la această stare, avem nevoie de a ne uni în permanență cu Hristos. Fiindcă la rugăciunea de împărtășanie spune că Hristoase Dumnezeul nostru, dacă ajungi în mine, să nu mă arzi pentru mulțimea păcatelor mele. Deci, mulți dintre noi putem să ajungem la stări diferite dintre acestea trei care sunt. Dar este foarte greu să le combinăm pe toate trei. Fiindcă dacă am vorbit mai sus despre aceea că Dumnezeu și-a dat pentru iubirea noastră pe unicul Său Fiu. De ce noi, sau vorbind ca mame, nu ați ajuns la relația de a-L da și dumneavoastră pe fiul sau fiica dumneavoastră din dragostea pentru Dumnezeu înapoi Domnului, ca să fie mărturisitori ai credinței în mănăstire sau în tagma preoției, chiar dacă este greu, chiar dacă este iarăși ca și acel tânăr care cunoștea legea și până la urmă i-a spus să-și lase toate bogățiile și stările lui pe care le avea. Deci până la urmă, inima de mamă este cea care îl alipește pe copil și îl face ca să fie următor al ceea ce a fost el. A casei, a apartamentului, a banilor, a moștenirii, a gândurilor pe care le are un părinte și vrea necondiționat să le aibă și în copilul lui. Dar nu răspunde aceleși dragoste pe care o are Hristos. Vedem că a doua parte a legii, acestei porunci mari pe care Hristos i-o dă ca răspuns acestui ispititor, și la această, ca răspuns la aceasta, vine o altă persoană care se apropie de Mântuitorul și îl întreabă dacă are putința de a urma Lui. Este o Evanghelie care nu se citește duminicile, o auzim mai des la taina Sfântului Maslu, despre acel tânăr care se apropie de Mântuitorul și spune că Doamne, vreau să-ți urmez ție. Dar am o condiție. Tatăl meu este decedat și vreau să mă duc să-l îngrop și după aceea urmez oriunde te vei duce tu. Și atunci Mântuitorul îi răspunde brusc, dar cu dragoste. Lasă morții să-și îngroape morții lor, iar tu urmează mie. Lasă cei ce încă nu au conceput că Dumnezeu este dragostea, că trebuie să lase din toate bogățiile acestea trupești și stări sociale și materiale, să stăie alături de părintele tău, chiar dacă este cel care ți-a dat viață, fiindcă ei asta doresc, perpetuarea neamului și a bogăției pe care o au. Iar tu, cel care ai înțeles care este cea mai mare poruncă de a iubi pe Domnul Dumnezeul tău din tot sufletul tău, din toată inima ta și din tot cugetul tău, urmează mie. Deci, răspunsul pe care îl dă Hristos acestui om, acestui tânăr, este și pentru noi. Iar cel mai important, după cum spune unul din părinții bisericii, cum putem să iubim pe cel care nu-l vedem, dacă nu iubim pe cel care îl vedem și este alături de noi. Și atunci, această
continuarea poruncii merge că să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci noi de multe ori, mai ales Biserica Ortodoxă, promovează de fiecare, de fiecare dată dragostea. Să ne iubim unii pe alții. Dacă l-am primit aici pe Hristos, chiar dacă suntem vecini, să ne ducem cu El acasă, să nu ne, după ce am ieșit pe porțile bisericii, deja să avem același comportament cu care am venit la biserică. Iarăși cu aceeași ură ne ducem față de vecin că undeva a scăpat găina la mine în grădină, sau alte lucruri pe care noi le avem față de cei care sunt în jurul nostru. Deci omul dacă vine în biserică și nu se schimbă cât de puțin, atunci el degeaba a venit în biserică. El, cum a venit, așa și pleacă, fără ca cei ce aude Cuvântul lui Dumnezeu, cei ce vede și cei ce ar trebui să primească în el din dragostea lui Dumnezeu, nu schimbă cu nimic, atunci el în zadar a pierdut câteva ore din viața sa, stând doar aici în biserică, fără ca să se ducă cu ceva din această bogăție acasă. De aceea, iubirea aproapele nu este doar starea mea socială, îl iubesc pe cel care mie îmi convine. Pe domnul primar, care are o funcție și când am nevoie, o să-mi fac o semnătură. Pe domnul nu știu care are transport și când o să mă duc în oraș, o să mă duc gratis. Pe altcineva din cumătrii care ne întâlnim, petrecem foarte bine. Deci nu asta înseamnă dragostea aproapelui. Dragostea aproapelui înseamnă să-l iubesc pe cel care în mine parcă nu ar încăpea. Parcă am avea unul față de celălalt niște dubii și totuși pentru Hristos trebuie să primesc această dragoste, fiindcă totul trebuie să înceapă din mine această schimbare. Eu sunt cel care trebuie să radiez ca printr-o oglindă lumina cea care vine de la Hristos. Să luminez pe cel care este în jurul meu. Și atunci, din această dragoste, din această lumină harică, vor împărtăși și ei cei care sunt alături de noi. De aceea, porunca cea mai mare a Bisericii este să iubești pe Dumnezeu în aceeași măsură, sau ar trebui să iubim pe Dumnezeu în aceeași măsură pe cum îi iubim pe cei care sunt în jurul nostru. Și invers, în măsura în care iubim mai mult sau mai puțin, dar trebuie să o facem, în aceeași măsură noi ne arătăm iubirea și dragostea noastră față de Dumnezeu. Fiindcă, cum am spus mai sus, nu putem să iubim pe cineva care nu o vedem și poate unii dintre noi nici nu o simțim, nici în rugăciune, nici în viață, nici în faptă. Și cum putem să-L iubim și să-L vedem pe Cel care este zi de zi alături de mine, care de dimineață mergem într-o aceeași rutieră și să-L urez pentru principii care sunt în viața mea. Dacă fiecare dintre noi, vorbind despre lepădarea noastră și unirea cu Dumnezeu, dacă toți ar fi monahi, dacă toți ar fi următori ai Bisericii, spre ce s-ar duce această lume? O întrebare pe care mulți dintre oameni și-o dau, crezând că Dumnezeu nu le-a gândit pe toate. Prima întrebare care ar veni retoric la acest lucru, dacă toți ar pleca în mănăstiri sau călugării, unde ajungem și 100 de ani? O să fie perpetuarea neamului sau nu? Întrebarea retorică ar fi alta. Adam și Eva, cum aveau să se mulțească în Rai până ca să conceapă, ca să înțeleagă păcatul care l-au săvârșit prin neascultare față de Dumnezeu? Exact starea duhovnicească la care poate să ajungă omul, poate să facă ca să perpetueze mulțimea dragostei pe care o au oamenii unul față de celălalt. Și dacă cei ce la om este cu neputință, la Dumnezeu cu siguranță este cu putință. Dacă Dumnezeu prin marea sa milă ne ține pe noi așa păcătoși cum suntem, ca să ne reîntoarcem,
cu cât mai mult Dumnezeu o să fie Cel care o să dorească să ne mențină pe noi cei care suntem aproape de El aici pe pământ, într-o măsură oarecare veșnicie a bunului pe care noi îl promovăm tuturor celorlalți. De aceea să nu încercăm să credem că dacă noi undeva o să fim mai sfinți ca sfinții, o să se piardă toate celelalte lucruri. Dacă oamenii o să fie mai buni, nu o să avem nevoie de atâta poliție, de atâția juriști, de atâtea persoane care de fiecare dată încearcă să ne limiteze pe noi din răutățile pe care le săvârșim noi. Deci, dacă oamenii ar fi mai buni la inimă unul față de celălalt, o să înceapă să despară activități care nu ne-ar limita pe noi. Dar odată ce omul nu a ascultat de cele 10 porunci care arată relația dintre mine cu Dumnezeu, dintre mine cu aproapele meu și dintre mine cu mine însuți, atunci vedem că umanitatea a început să scoată tot felul de legi și statute prin care să îl îngrădească pe om de a face acest rău. De ce Biserica ne îndeamnă ca să fim mai buni, mai blânzi, cu mai mare dragoste? Fiindcă, cum am spus, totul începe de la schimbarea pe care trebuie să o avem în noi. Amin.